În acest video o să spun ce înseamnă numerele de la robinetul termostatat. O să-ți arăt un tabel cu numerele și temperatura de la robinetul termostatic. Iar în al doilea tabel o să vezi numerele, temperatura și camera potrivită pentru ele. Numerele și temperatura la robineții termostatați. Este o gradație de numere pe robinetul termostatic și oamenii cred că se referă la temperatura caloriferului. Dar asta este greșit. Numerele de pe robinetul termostatic se referă la temperatura din cameră. Când temperatura din cameră scade sub această temperatură, capul termostatic deschide robinetul și lasă apa caldă să intre în calorifer. 0 reprezintă poziția închis. Steluța înseamnă protecție anti-îngheț la 7 grade. 1 înseamnă 10 grade. 2 este 15 grade. 3 este 20 de grade. 4 este 25 de grade, iar 5 este 30 de grade. Privește videoul până la final, pentru că îți mai las încă un video unde vezi de ce este caloriferul rece jos. La ce temperatură pun robinetul termostatat? Oricând pe parcursul videoului, poți intra la descriere, unde găsești link-uri pentru robineți termostatați de calorifer. Numerele de la robinetul termostatic nu corespund la o temperatură exactă, ci mai degrabă la un nivel de confort. Ca să găsești nivelul de confort potrivit pentru tine, încerci mai multe reglaje. Asta până când nimerești valoarea confortabilă pentru tine. Setează robinetul termostatat între 3 și 4, asta corespunde la o temperatură în jur de 22-23 de grade. Dacă îți place videoul, apasă acum pe butonul de like. Mulțumesc! Conversia numerelor în grade la robinetul termostatat. Nu se poate să convertești exact scala robinetului termostatic în grade Celsius. Asta depinde aproape complet de amenajarea camerei tale. Dar putem face o conversie aproximativă. De exemplu, steluța de la robinetul termostatic corespunde la protecție anti-îngheț, iar poziția 3 înseamnă aproximativ 20 de grade. Cel mai bun termostat de calorifer va detecta temperatura camerei și va regla automat cantitatea de apă caldă care intră în calorifer. Pe timp de iarnă, setează robineții termostatați la 3 sau 4 și lasă-i așa. Dacă lipsești o perioadă mai lungă de timp, poți să-i setezi la poziția anti-îngheț notată cu steluță. De ce nu este trecută temperatura pe robineții termostatați? Ca să înțelegem asta, o să-ți arăt o scurtă introducere în felul cum funcționează un robinet cu termostat pentru calorifer. Înăuntru robinetului este un bulb termostatic ce conține un lichid, un gel sau un gaz. Bulbul se dilată sau se contractă în funcție de temperatura din cameră. Când face asta, deschide sau închide robinetul ce lasă să intre agent termic în calorifer. Reacția robinetului termostatic depinde de camera unde este montat. Capul termostatic e afectat de căldura radiată de calorifer, temperatura apei, radiația rece de la perete sau de la fereastră. Din aceste motive, e imposibil să pui o gradație exactă în grade Celsius pe robinetul termostatic. Așa că robinetul termostatat are gradații sub formă de cifre de la 1 la 5. Setare robinet termostatic de calorifer. Pentru a seta temperatura potrivită pentru tine, fă în acest fel. Joacă-te puțin la început până găsești temperatura potrivită pentru tine. Stai departe de el, lasă-l să-și facă treaba. Rezistă tentației de a deschide robinetul la maxim când intri în cameră și o găsești rece. Evită să setezi capul termostatic la minim când este prea cald. Lasă robinetul termostatat să-și facă treaba natural. Robineți termostatați sau termostat de ambient. Dacă folosești un termostat de ambient pentru centrala termică, e o idee bună să montezi și cei mai buni robineți termostatați pe care îi găsești. În descrierea videoului îți las câteva link-uri pentru ei. De la robinetul termostatic poți să faci un reglaj local în fiecare cameră. Iar de la termostatul centralei poți face o programare pentru toată casa. În camera unde este montat termostatul de ambianță, lasă robinetul termostatic deschis la maxim. În acest fel, cele două termostate nu vor interfera. Păreri despre robineți termostatați. Folosește robineți termostatici pentru a economisi bani. Dacă deschizi robinetul de calorifer la gradația 5, practic îi spui să nu oprească apa caldă care intră în calorifer
până când în cameră nu ajunge la circa 30 de grade. Și dacă temperatura scade sub 30 de grade, să lase apa să intre în calorifer. Asta nu e necesar și aproape niciodată nu trebuie să ai în cameră chiar atât de cald. Mai înseamnă și că pierzi economiile pe care altfel ai putea să le faci, pentru că încălzirea va merge mereu. Găsește gradația confortabilă pentru tine și setează robinetul termostatat. Îți las acum acest video în care poți să vezi de ce este caloriferul rece jos. Apasă acum pe el și intră să vezi de ce este caloriferul rece jos și cum să rezolvi problema.